Polițiștii au stabilit identitatea tânărului lovit mortal marți dimineața în localitatea Mogoșești-Siret de un tren. Este vorba despre un adolescent de 17 ani din satul Tudor Vladimirescu. Tragedia s-a petrecut dimineața de vreme, în jurul orei 6:40, iar înainte, cu puțin timp, adolescentul a fost surprins de camerele de supraveghere video din comună cum mergea prin sat. Aceste imagini au ajutat și autoritățile la stabilirea identității. Vă atenționăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Pe video se vede ora la care băiatul a ieșit pe ulițele satului, cu câteva minute înainte de 6. Potrivit celor spuse de primarul comunei, Damian Butnariu, copilul ar fi mers pe marginea căii ferate spre Luncaș. Nu știu ce l-a determinat, noi am urmărit pe camere traseul lui la ora 6:05. De pe strada unde locuia și cum se deplasa spre gară până în barieră de a ajunge la Mogoșești, a făcut stânga pe un drum lăturarnic și s-a dus spre Luncaș, pe firul căi ferate. Din ce am înțeles, mecanicul, singurul martor care a văzut scena, cu 15 metri înainte de a ajunge în dreptul stâlpului, de după stâlp a ieșit în fața trenului. Potrivit autorităților locale, părinții sunt divorțați, în familie sunt 4 frați, iar cel în cauză era mezinul. El era singurul rămas acasă cu bunica. Mama era plecată în Italia și ceilalți 3 frați mai mari în Anglia. Băiatul a fost elev al Liceului Tehnologic Mihai Busuioc din Pașcani, iar în ultima perioadă, potrivit reprezentanților școlii, nu ar fi dat de bănuit că ar fi avut o problemă gravă. Învăța, era respectuos cu profesorii și integrat în colectiv. Cadrele didactice și elevii Liceului Tehnologic Mihai Busuioc din Pașcani au primit cu profundă tristețe vestea evenimentului nefericit în care a fost implicat elevul nostru. Este vorba despre Birtom Emanuel, elev în clasa 11-a liceu, specializarea tehnician proiectant CAD. Elevul a fost pe tot parcursul școlarizării în unitatea noastră, a fost liniștit, a dat dovadă de bun simț, s-a implicat în activitățile clasei, deși a fost în mare parte a timpului reținut. Nu a făcut probleme, nu a deranjat cadrele didactice, avea o relație bună cu colegii și era implicat în colectiv. Regretăm nespus decizia pe care a luat-o și evenimentul care s-a petrecut. Transmitem condoleanțe familiei și putere să depășească situația. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut această tragedie și ce l-a determinat pe băiat să recurgă la acest gest. Noutăți privind asigurarea hranei copiilor la creșa din Pașcani. Conducerea unității a solicitat aprobarea Consiliului Local pentru majorarea contribuției părinților de la 7 la 10 lei pe zi. Tariful nu a mai fost modificat din anul 2011, iar acum banii nu sunt suficienți pentru a asigura 2 mese principale și 2 gustări pe zi fiecărui copil, se arată în referatul de specialitate. De asemenea, Consiliul de Administrație a hotărât de demararea procedurilor de licitație pentru achiziționarea unui serviciu de catering. Mai exact, se intenționează renunțarea la prepararea meselor pentru copii în bucătăria creșei, iar mâncarea necesară să fie livrată de un restaurant. Decizia finală va fi luată în legislativul local. În adresa înaintată consilierilor se arată că unitatea a rămas fără bucătar din vara anului trecut și că întreaga activitate urmează să fie mutată într-un sediu provizoriu pentru modernizarea clădirii, inclusiv a bucătăriei, în cadrul unui proiect cu fonduri europene. În primul rând, legat de solicitarea de majorare a contribuției pentru hrana copiilor, țin să precizez că am făcut acest lucru deoarece nu a mai fost revizuită contribuția din 2011, când a fost aprobată tot prin hotărâre de Consiliul Local. Prețurile între timp au crescut foarte mult, ne este foarte greu să asigurăm cele 2 mese principale și 2 gustări pe zi pentru copii. Este depus cu documentația, cu calculele, cu prețurile, cu necesarul caloric, cu tot ce trebuie.
sperăm să avem sprijinul Consiliului Local în aprobare. Legat de a doua solicitare de achiziția unui serviciu de catering, am optat, nu știu dacă se va realiza foarte, foarte repede, bănuiesc că din septembrie, am optat tot așa din mai multe motive, în primul rând pentru că nu mai aveam personal calificat. De precizat este faptul că în momentul de față la creșa din Pașcani sunt înscriși 30 de copii de la 1 la 3 ani, care își desfășoară activitatea în 3 grupe. Creșa este deschisă de luni până vineri între orele 7-17. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a prezentat primele imagini și un clip video în format 3D realizat de Consitrans cu autostrada Ploiești-Buzău, partea viitoarei autostrăzi A7 Ploiești-Pașcani, se arată într-un articol postat pe piațapresei.ro. Prestatorul a realizat modelarea interactivă 3D pentru autostrada Ploiești-Buzău. Aceasta are ca scop prezentarea și vizualizarea soluțiilor proiectate, precum și asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafața de teren necesară a fi expropriată, lucrările de artă proiectate, precum și soluțiile de consolidare necesare, susțin reprezentanții companiei. Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, anunța luna trecută că licitația pentru primul tronson care va lega Bucureștiul de Moldova ar putea avea loc în luna mai, iar lucrările vor fi finalizate până în 2024, poate chiar la finele anului 2023, dacă nu vor exista probleme, anunță sursa citată. Ploiești-Buzău va fi astfel primul tronson din A7 Ploiești-Pașcani, scos la licitație pentru construcție, după ce anul trecut a fost inaugurată secția de 16 km din A7, partea centurii Bacău. Odată cu construcția autostradei, va fi rezolvată și o problemă importantă privind traficul rutier din Pașcani. Municipalitatea a solicitat de ani de zile fonduri guvernamentale pentru construirea unei șosele de centură, așa încât mașinile de tonaj să nu mai traverseze prin centrul orașului. Proiectul a stat prin sertarele guvernanților, dar tema a revenit în actualitate odată cu proiectul autostrăzii. În locul șoselei de centură sunt prevăzute artere de legătură în Pașcani și drumul de mare viteză. Soluția a fost confirmată de directorul general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași și președintele Consiliului Județean Iași în cadrul unei recente întâlniri la Pașcani. Reprezentanții primăriei și deputatul Sorin Năcuță au solicitat o soluție pentru traficul greu din municipiu. În mesajul postat pe pagina de Facebook a primăriei se arată că scopul întâlnirii a fost prezentarea situației traficului intens din Pașcani și căutarea unei soluții pentru a integra o șosea de ocolire a municipiului în proiectul celor două autostrăzi. Domnii Costel Alexe și Dănuț Pilă au explicat că cel mai important lucru de care se va ține seamă în elaborarea studiilor este asigurarea unui număr suficient de racordări la cele două autostrăzi, astfel încât cea mai mare parte din traficul de mare tonaj să fie deviat pentru a ocoli municipiul nostru. Vestea bună pentru noi este că tronsonul de autostradă A7 Pașcani-Bacău este în grafic pentru a fi finanțat prin programul de reziliență și redresare și că actualul guvern își dorește ca tronsonul Iași-Târgu Neamț din autostrada A8 să fie finanțat prin același program. Menționăm că despre acest subiect s-a discutat și în campania electorală și fostul edil a susținut că problema poate fi rezolvată odată cu autostrada prin realizarea căilor de racordare ale municipiului și că vechiul proiect nu mai este finanțabil, în timp ce actualul edil a solicitat continuarea demersurilor pentru realizarea șoselei de centură.
Începând cu 1 martie și până pe 15 mai, fermierii pot depune cererile unice de plată la APIA. Agenția de plăți a publicat un comunicat cu noile informații legate de această procedură. În acest an, fermierii pot să completeze și să înregistreze cererile unice de plată online, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la vreun centru APIA. Potrivit unui articol de pe avocatnet.ro, solicitanții pot să depună documentele care demonstrează că terenul agricol vizat se află în dispoziția fermierului la adresa de e-mail a centrului APIA competent, înainte de trimiterea cererilor unice de plată. De asemenea, fermierii trebuie să se asigure că terenurile vizate de cerere sunt înscrise în registrul agricol. În acest sens, solicitanții trebuie să le permită primăriilor să trimită adeverințe relevante. În final, funcționarii APIA îi vor contacta pe solicitanți pentru a încheia procesul electronic de depunere a cererii și pentru a semna cererea trimisă, precum și declarațiile aferente. Mai multe detalii puteți afla de pe site-ul apia.org.ro. Reprezentanții unei firme de energie electrică vin în sprijinul cetățenilor ca urmare a necesității încheierii de noi contracte datorate liberalizării pieței. Joi și vineri, 18-19 februarie, începând cu ora 10, reprezentanții E.ON Energie vor fi la primăria din Heleșteni pentru prezentarea și semnarea noilor contracte pe piața liberă pentru cetățenii din localitate. Informarea a fost făcută și pe rețelele de socializare. Vrem să vă amintim faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2021, conform regulamentului Uniunii Europene, piața energiei electrice din România s-a liberalizat. Asta înseamnă că toți consumatorii casnici pot opta pentru un contract de energie pe piața liberă, evitând astfel trecerea automată pe tarif de serviciu universal. Oferta cu care compania E.ON Energie se prezintă în fața cetățenilor comunei Heleșteni este un contract pe piața liberă, ce asigură un preț competitiv și garantat pe toată perioada contractului, plus serviciul de asistență tehnică în interiorul localității, se arată în anunț. Pentru a primi o ofertă și a încheia un nou contract, cetățenii trebuie să aducă ultima factură completă de la energie și cartea de identitate. Pot veni și cei care au încheiat contracte cu alte firme și vor să revină la E.ON. De precizat este faptul că reprezentanții firmei menționate vor merge și în celelalte sate ale comunei Heleșteni, locul și perioada urmând a fi comunicate din timp. Structura anului școlar care urmează a fost publicată marți în Monitorul Oficial. În 2021-2022 vor rămâne tot 34 de săptămâni de cursuri, dar semestrele nu vor mai fi egale, iar vacanța de iarnă se va suprapune cu cea intersemestrială. Potrivit unui ordin al Ministrului Educației, informează avocatnet.ro. De fapt, în următorul an școlar se va reveni la structura de acum 2 ani, când vacanța de iarnă s-a suprapus cu cea intersemestrială, iar semestrele au avut durate inegale. În acest an școlar, semestrele au fost egale, fiecare dintre ele având 17 săptămâni. Potrivit ordinului, anul școlar 2021-2022 va fi structurat astfel. Semestrul întâi va începe pe 13 septembrie, iar până pe 22 decembrie 2021 vor fi cursuri. În perioada 25-31 octombrie va fi vacanță pentru învățământul primar și preșcolar. În perioada 23 decembrie 2021 și până pe 9 ianuarie 2022 va fi vacanță de iarnă. Semestrul al doilea va începe pe 10 ianuarie, iar până pe 14 aprilie 2022 vor fi cursuri. În perioada 15 aprilie-1 mai 2022 va fi vacanța de primăvară. De pe 2 mai până pe 10 iunie 2022 vor fi cursuri, iar în perioada 11 iunie-septembrie 2022, data exactă urmând a fi stabilită ulterior, va fi vacanța de vară.
Ca excepție, anumiți elevi au un alt calendar în viitorul an școlar. Cei care vor începe clasa a 12-a, 13-a seral și frecvență redusă vor merge la școală timp de 32 de săptămâni, anul școlar încheiindu-se la 27 mai 2022. Cei din clasa a 8-a vor avea cursuri timp de 33 de săptămâni, iar anul școlar se va termina la 3 iunie 2022. Cei care urmează cursurile unor licee cu profil tehnologic vor trebui să meargă la școală pentru 37 de săptămâni, iar anul școlar se va termina pe 1 iulie 2022. Totodată, actul normativ stabilește că programul național Școala Altfel se va desfășura în perioada 8-14 aprilie 2022. Clubul sportiv municipal Pașcani are nevoie de un buget mult mai mare pentru a face performanță și a asigura condițiile minime necesare dezvoltării sportului de masă. Este concluzia directorului executiv Bogdan Mandric, prezentată în cadrul emisiunii Pulsul Zilei la BIT TV. Șeful clubului a arătat că de câțiva ani de zile bugetul anual este de circa 1 milion de lei și că aproape 80% din bani sunt cheltuiți pentru întreținerea bazei sportive. Din banii rămași, circa 200.000 de lei pe an, 170.000 de lei au fost cheltuiți pentru echipa locală de fotbal, aflată în Liga a 3-a, la retrogradare de câțiva ani de zile, iar restul pentru susținerea celorlalte sporturi, atletism, rugby, tenis de câmp și șah. Deci ați avut 1 milion de lei la dispoziție, da, anul trecut pentru a ține în viață clubul și activitățile. Da. Vreau să vă spun că din totalul acesta de 1 milion, pentru activitatea sportivă, practic, s-au dus undeva din 17-18%. Hai să fim indulgenți, 20% și 20%. Restul de 80% pentru ce sunt cheltuiți? Sunt cheltuiți pentru întreținerea și funcționarea bazei sportive. După adică cum știți, avem 6 hectare de pământ în care trebuie să avem grijă de el un an de zile. Avem clădirea de cantonament și sala de sport, care într-adevăr necesită cheltuieli de întreținere. Tot aici sunt incluse și salariile? Sigur, da. Tot și cheltuielile salariale cu angajații clubului. Președintele clubului spune că pentru anul 2021, numai pentru echipa de fotbal, ar fi nevoie de circa 500.000 de lei, iar bugetul anual ar trebui să fie dublat pentru a putea fi susținute și dezvoltate și celelalte sporturi. Ca să poți să atragi un număr de sportivi care să-ți rămână cel puțin un an de zile la tine, trebuie să-i dai măcar salariul minim pe economie. Da? Un salariu minim pe economie se ridică undeva la 1.500 de lei, da? Ori 20 și 4, dacă vrei să-ți ții la nivelul la care ai nevoie, 24 de jucători, ne ducem într-un buget de minim 500.000 de lei anual, doar pentru activitatea de Liga a 3-a. Aici este minim 500.000. Este inclus și inclusă și cheltuiala pentru antrenori? Da, vorbim și cheltuieli salariale pentru, da, tot ce înseamnă jucători, antrenori pentru echipa de Liga 3. Menționăm că bugetul clubului este aprobat de Consiliul Local. Conducerea CSM este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, numiți pe criterii politice, 2 de la PSD și 3 de la PNL. În mod surprinzător, directorul clubului nu mai are calitatea de membru al CEA-ului și nu mai participă la luarea deciziilor. Până acum, noua conducere nu s-a întrunit încă după ce unul din membrii numiți de PNL și-a anunțat demisia. O parte din problemele comune cu care ne confruntăm nu au fost rezolvate de administrația locală, unele de ani buni de zile și din lipsa de reacție a cetățenilor. Chiar dacă au fost aduse la cunoștința primarului și a consilierilor, uneori aleșii locali au alte priorități sau motive mai mult sau mai puțin întemeiate. Iată un exemplu concret. Joi, 18 februarie, este programată o ședință extraordinară cu două puncte pe ordinea de zi.
la convocarea consilierilor din opoziție. Proiectele au fost inițiate de consilierul Sorin Olariu, dar, conform rapoartelor de specialitate întocmite de funcționarii publici din subordinea primarului, ele vor fi cel mai probabil respinse la vot, chiar dacă subiectele sunt de maxim interes public. Primul dintre ele este cel cu privire la înființarea unui traseu pentru transportul public local, care să facă legătura între zonele Deal, Vale, Kaufland, Vatră, Fântânele. Autobuzul ar urma să circule permanent pe acest traseu în timpul zilei, iar prețul biletului să fie de câțiva lei. Inițiatorul a propus realizarea unui studiu de fezabilitate în acest sens, dar în raportul de specialitate întocmit de funcționare ai primăriei se arată că ar fi deja o alternativă, și anume implementarea planului de mobilitate urbană. Altfel spus, proiectul ar urma să fie respins, iar subiectul să fie pus din nou în discuție după luni sau ani de zile. Asta deoarece deocamdată se lucrează la documentația pentru scoaterea la licitație a realizării planului de mobilitate urbană din fonduri europene. Așadar, dacă ar fi mai mult interes, administrația locală împreună cu operatorul local de transport public ar putea organiza și da în folosință mult mai repede traseul care să facă legătura între zonele Deal, Vale, Kaufland, Vatra, Fântânele, pentru a veni mai ales în sprijinul persoanelor în vârstă, care se deplasează mai greu. Proiectul privind aprobarea finanțării unui studiu de fezabilitate în vederea finanțării unui traseu urban prin curse regulate pe teritoriul municipiului Pașcani. Aici doresc ca din acest studiu de fezabilitate să reiasă un traseu urban, în sensul că lăsăm la o parte suburbiile, pentru că ele au trasee, da? Sunt patru trasee, avem Sodomeni, Boșteni, Blăgești, Gâștești și Lunca. Ei, acum avem în interiorul, hai să zicem, orașului, da? În afara suburbiilor. Și în proiect am cuprins acolo cartierul Vatra, cartierul Fântânele, avem zona aerodrom, zona de blocuri din Vale, zona de blocuri din Deal. Studiul de fezabilitate ne va da zona industrială de la Costa Rom, zona comercială de la Kaufland, și studiul de fezabilitate ar trebui să ne dă un traseu pe care ar trebui să circule un autobuz, două funcție de ce ne va da studiul de fezabilitate pentru acest traseu urban. Cel de-al doilea proiect propus de același consilier local are ca scop transportarea gratuită a elevilor de la școala Iordache Cantacuzino la școala Ion Creangă din cartierul Fântânele, acolo unde a fost relocată o parte din activitatea școlii, după ce clădirea a intrat în renovare, iar costurile să fie suportate de la bugetul local. În momentul de față sunt 7 clase de elevi de la pregătitoare la a patra și alte 3 clase de a opta care încep cursurile la ora 8. Nu toți copiii sunt aduși și preluați de la școală de părinți. Unii fac naveta pe jos câțiva kilometri, chiar dacă este frig afară și aglomerat pe străzi. Proiectul numărul 2 este privitor la aprobarea finanțării transportului elevilor prin curse regulate pe perioada reabilitării școlii Iordache Cantacuzino de la școala gimnazială Iordache Cantacuzino până la școala Ion Creangă și retur. Știți prea bine, școala gimnazială Iordache Cantacuzino a intrat în reabilitare, va dura destul de mult, eu cred că va dura un an, după părerea mea, și astfel, pentru a echilibra un pic traficul din zona Dragoș Vodă și în fața școlii, că acolo e un dezastru, ce sunt dimineața la amiază și chiar seara când copiii pleacă de vin și vin de la școală, avem nevoie, și iarăși este distanța foarte mare, pentru că avem copiii care stau, să spunem, stă în zona Vatra. Până la școală făcea 5 minute, 3 minute. Astăzi, dacă trebuie să meargă în zona Fântânele, deja discutăm de kilometri, da?
Și acest proiect a primit un raport nefavorabil din partea serviciilor de specialitate din subordinea primarului. În documente se arată că finanțarea ar trebui asigurată de guvern prin gratuitatea acordată elevilor pe transportul public local. De asemenea, pentru transportarea elevilor ar fi nevoie mai întâi de o situație a solicitării părinților referitor la necesitatea introducerii acestui traseu. Se arată în raportul semnat de șeful compartimentului juridic Marius Ionuț Vlad și de șeful compartimentului de monitorizare a serviciilor de transport, Eugen Turcu. Reprezentanții primăriei au transmis că nu comentează proiectele de hotărâre. Totuși, operatorul local de transport public analizează deja posibilitatea înființării unui traseu între zonele Deal, Vale, Kaufland, Vatra și până la stația de alimentare cu combustibil din Fântânele, care să asigure și transportul elevilor la școală. Un exemplu în acest sens este comuna Tătăruș. Primăria asigură cetățenilor, dar și elevilor, transportul în comun între cele 5 sate încă de anul trecut, cu 2 minibuze. Menționăm că pentru a sprijini cele 2 proiecte, dacă considerați că este cazul, trebuie să trimiteți o solicitare pe pagina de Facebook sau pe adresa de e-mail a primăriei sau postați un comentariu la acest articol pe paginile BIT TV. O hotărâre a Consiliului Local din orașul Hârlău ar putea fi luată ca exemplu de municipiul Pașcani pentru scăderea taxei de salubritate în suburbii. Asta în contextul în care tot mai mulți dintre cetățenii municipiului sunt nemulțumiți că plătesc mult pentru colectarea gunoiului menajer, iar primarul și consilierii aflați acum la putere au contestat condițiile de calcul și regulamentul de aplicare. Mai exact, de la începutul acestui an, cetățenii din Hârlău plătesc taxa de salubritate, dar diferențiat în funcție de zona unde locuiesc. Cei din oraș achită câte 9,66 de lei pe lună pentru fiecare persoană, iar cei din zona rurală, satul Pârcovaci, câte 4,47 de lei pe lună de persoană. Diferențierea a fost făcută pe motiv că cei care locuiesc la case în zona rurală dau pentru colectare și depozitare mai puțin gunoi menajer, restul fiind utilizat în gospodării. De asemenea, satul Pârcovaci, deși face parte din administrativul orașului Hârlău, a fost declarat zonă rurală, în lipsa unor facilități și utilități ca la oraș. Problema ar putea fi abordată la fel și la Pașcani, cu cele 5 suburbii din componență. Dacă administrația locală ar face demersuri ca Lunca, Blăgești, Gâștești, Sodomeni și Boșteni să nu mai fie considerate cartiere, ci zone rurale ale municipiului, atunci locuitorii ar plăti câte 4,47 de lei pe lună la taxa de salubritate, nu 9,66 de lei cât achită acum. Administratorul public, Claudiu Bodoașcă, a precizat în cadrul unei conferințe de presă că pentru o astfel de modificare ar fi necesară mai întâi o consultare publică și că taxa de salubritate va fi mai mică dacă va crește procentul de colectare selectivă. Mai mult, actuala administrație locală și-a propus ca suburbiile să fie aduse la nivelul municipiului din punct de vedere al condițiilor și utilităților, nu să fie transformate în zone rurale, iar acest obiectiv ar urma să fie cuprins în următoarea strategie de dezvoltare a municipiului. Strategia noastră este să aduce pe cei din suburbii să nu mai se considere marginalizați, să aducem la nivelul orașului. Deci strategia de dezvoltare pe care noi avem de gând să o facem, să o pregătim pentru următoarea perioadă, este ca suburbiile să fie parte integrată a orașului, să fie considerate cu adevărat cartiere ale orașului. În prima care acum, dumneavoastră spuneți că se poate, aș face un fel de separație, duc din noi și spun, dumneavoastră, nu vreau să mai sunteți în oraș, sunteți la sat. Omul aș pierde speranța. Păi cred că acest lucru nu puteți să luăm noi. Trebuie o consultare publică, să vedem dacă cetățenii de acolo își doresc neapărat să fie separați de Pașcani. Nu numai, nu e vorba numai de taxe, că taxe, v-am spus, sunt, așa cum e hotărârea de Consiliul Local, e clar, să plătesc impozite locale în funcție de utilitățile pe care le are. Asfalt, apă, gaz, lumină. Nu este doar atât. De exemplu, taxa de salubritate în orașul Hârlău este de 9 și ceva, iar în Pârcovaci este jumătate, 4 și ceva. Dacă pentru atâta lucru, pentru 4 lei, pentru persoana, trebuie ca cei oameni să nu mai fie parte integrată a orașului, putem să intervenăm. Facem o consultare publică, să intervenim pe cei care locuiesc în suburbii. Doriți să vă despăsiți de oraș? Nu înțeleg. Că pentru 4 lei la taxa de salubritate pe care
Noi ne dorim să o scădem oricum. Da? Dacă vom face o colectare selectivă bună, taxele sanitare va scădea. Și dacă... Mi-aduc eu aminte când a venit atunci, au venit cei de la ADES în Consiliul Local cu contractul de legare, cu contractul nu de legare, cei de la Direxim, da? Era o posibilitate, dacă vă aminte, ca cei de la case să plătească mai puțin, în funcție de pubela pe care o cereau, da? Pubelul de 120 sau de 60 de litri. Era, trebuie să verificat în contractul de legare că există posibilitatea să plătească mai puțin. Și de ce plătesc cei din suburbie? Deci, așa, mă întrebați pe mine, care sunt de 3 luni de zile aici la primărie, și nu întrebați pe cei care au făcut taxa de solidaritate înainte și au făcut-o unitar. Am discutat așa atunci, mi se pare greșită și abordare. Să plătești dublă impunere. Persoana la serviciu, eu eram în situația aia, plăteam și la serviciu, plăteam și acasă. Taxa de... Așa a fost taxa de solidaritate aprobată de Consiliul Local. Că a fost eu împotriva, asta e altă problemă. Altă discuție. Dar Consiliul Local a aprobat o taxă. Cum se aplică? Trebuie să o respectăm. Poate vom modifica, vom analiza, discutăm, dar tot Consiliul Local hotărăște. Declararea celor 5 suburbii în zone rurale ar avea și alte beneficii. Pot fi obținute mai ușor și sunt mai multe finanțări din fonduri guvernamentale și europene pentru investiții de dezvoltare a zonelor rurale, iar asta se vede în comunele din împrejurimi, care au derulat astfel de proiecte în ultimii ani. Și primarul liberal Grigore Crăciunescu a înțeles acest potențial. El a propus ca suburbiile să fie declarate zone rurale pentru a obține mai ușor bani pentru investiții, dar a abandonat proiectul fără explicații. Conform prevederilor legale, orașele și municipiile sunt alcătuite din localități componente sau din localități componente și sate ce aparțin orașului, respectiv municipiului după caz. Menționăm că în situația în care suburbiile ar fi declarate zone rurale, ele ar rămâne în continuare în administrativul municipiului Pașcani, iar locuitorii ar avea aceleași drepturi ca și până acum. Joi, procesul de încălzire al vremii va continua și vor cădea precipitații mixte în nordul țării, iar local, la deal și la munte, se va depune un strat nou de zăpadă de până la 5 cm. Vântul va sufla moderat în sud-estul Olteniei și în Carpații meridionali și mai mult slab în celelalte regiuni. Maximele termice vor urca la prânz până spre -1-4 grade în Transilvania și Maramureș, 27 grade în Crișana, 6-11 în Banat și Oltenia, 3-8 în Muntenia și Dobrogea și -1-4 grade Celsius în Moldova, cu cele mai ridicate valori așteptate în sudul extrem al regiunii. În județul Iași, ziua de joi va aduce posibile ninsori și vreme mai rece decât miercuri. Potrivit meteorologilor, ziua va fi în jur de 0 grade, în timp ce noaptea valorile vor scădea până la -13. De vineri însă, vremea se va mai domoli și nu va mai fi ger. We'll be right back.